în fața magistraților Curții de Apel București după ce ieri omul de afaceri a stat în sala de judecată de dimineață până după miezul nopții. Judecătorii care au audiat inculpații din dosarul Tender Carom se grăbesc să rămână în pronunțare, întrucât peste câteva zile fapta de înșelăciune se prescrie în cazul milionarului. Ovidiu Tender și Marian Iancu sunt acuzați că au preluat ilegal controlul companiei Carom S.A. Onești. Revenim la Andreea Traicu. Andreea, ce șanse sunt ca judecarea procesului să se încheie înainte de termenul de prescripție? După cum merge procesul de ieri, având în vedere faptul că s-a dat astăzi un nou termen, sunt șanse foarte mari ca înainte de data de 9 iunie să se finalizeze procesul, având în vedere faptul că la acel moment una dintre infracțiunile de care este acuzat Ovidiu Tender, și anume înșelăciunea, se va prescrie. Va rămâne doar acuzația de spălare de bani și nu este exclus ca judecătorii să dorească să finalizeze cauza cercetând judecătoresc ambele acuzații. De altfel, ședința de ieri a fost una foarte lungă. Ovidiu Tender s-a prezentat la instanță, a cerut însă recuzarea completului de judecată, pe motiv că Mihai Alexandru Mihalcea, președintele de complet, este unul dintre judecătorii care l-au condamnat pe Marian Iancu într-un alt dosar. S-a respins această solicitare, iar alte excepții au fost invocate de avocați și acestea s-au respins și s-au început audierile. Chiar și Ovidiu Tender a dat o declarație în fața judecătorilor. Vom vedea așadar cum se va derula și ședința de astăzi, care este programată să înceapă la ora 13.